Acolo mergea cu poantele cu astea sau era mai... Da? Da, dar prima oară erau foarte reticenți față de mine. Pe Gigel îl știau. Gigel mi-a zis, bă, la fel a fost și cu mine. Credea că eu sunt sifon. Român, românul Petrescu, românul bla, bla, bla. Petrescu, toți alea. Și până au stat să te cerceteze? Până au stat să mă cerceteze ce? Numai așa, mă. Da? Da, mă duceam pe acolo, se îndorceau cu spatele. Și era... Era cu noi și Igor, care joacă la Voluntari acum. Da. Igor Arbaș. Da, da. Și spuneam lui Igor, mereu l-am pe Igor și ziceam, bă, spune-le la ăștia că nu sunt cu ei, ești nebun la cap, nu mă interesează. Și îl înjuram pe Petrescu de față cu da, ei. Ca să vadă teame, omul nu am treabă, sunteți nebuni. Nimic. Eu fumam. Și eu zic, bă, cum intru eu în grațile ăștia? Eu știam pe ea care fumează, pe ruși. Zic, bă, ce fac? Mă duc direct la ei în cameră. Eu nu știam rusă, nimic. Nimic. Mă duc la ei în cameră frumos. Hai, tata. Mi-au țigările cu mine, bricheta, mi-a prind direct țigara, să vadă că sunt cu ei, da, știi? Da, da. Așa am făcut, știi? M-am dus în cameră, că aveam acolo la bază la noi, aveam fiecare cameră și am intrat într-o cameră, știam eu că fumează aia rușii. Și aia prins și tu. Direct. Mă, s-au mirat aia toți. I-am zis, fac coina. Dar tu înțelegeai ceva atunci? Înțelegeam, înțelegeam. Da? Era greu să vorbesc, da. Da. Și dă-i drumul cu țigara. Seara a zis, hai să mergem să mâncăm în oraș. Deja erau băieții. Ușor. Și ușor am intrat în grupul lor. Dacă nu era în grupul lor, era nici nu te jucau. Nu. Era greu. Pe bune? Rușii, da, da, sunt foarte răi. La ei au treaba asta cu botezul? Te-au botezat? Nu, nu, nu. Dar la sportul? Că uite, să te întreb, ăștia bătrânii? Nu, n-am avut treabă. N-ai avut treabă cu asta? Nu, poate la început că cine venea, la început nu se schimba în vestiar, se schimba la dușuri. Erau acolo, erau dușurile și lângă dușuri mai era... O băcuță ceva, nu? Sau... Două scăunele, era bine bancă, două scăunele mai... Și nu puteai să te pui pe ele. Te duceai direct acolo, nu mai... Da, pe era plin aveai. Vestiarul, n-aveai, da. N-aveai un vestiar, n-aveai unde să te schimbi. Și cum să te ia mai bătrânii, își pun geanta aici, mai așa... Asta zic, un pic unde mai, să stai? Puteai mai... să te pui lângă un bătrân? Nu. Atunci era cu ziare? Da. Atunci era cu ziare? Da, da, da. No, ziarul trebuia să stai aici, tot ziarul trebuia să desfaci ziarul, nu putea, dacă era unul lângă tine... Ovidiu Herea cu Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte. Alea, m-au zis și eu pe alea, da. Și el a deschis și citea ziarul și ce faci, om? Citezi ziarul, bă, cu voce tare, om. Dar a pus să fac un rezumat. Ți-am zis că n-am să fac un rezumat. Hai să citești și tu ziarul și fă și mie un rezumat. Când avem vreme să-l citim pe tot. Știu un rezumat. Dar cea mai tare poantă pe care ai trăit-o la vestiar la sportul? Păi cât mai avem? Dar trebuie să mă chem. Da, vine Paștele. Vine Paștele. Păi la noi în fiecare zi. Tu nu înțelegi că la noi în fiecare zi. La noi nu există o zi să nu... La sportul, crede-mă, întreabă pe toți care au fost la sportul, dacă îți murea mama astăzi și mâine te duceai la antrenament, n-avei cum să fii supărat. Când ajungeai acolo, când deschideai vestiarul, nu poți să-ți imaginezi. Crede-mă pe cuvânt. Și Tom Cristea sau ce, mai era Tom Cristea? Nu e mai era unul mai serios, mai nu bătrân să vină să vă spună? N-avea cum, n-avea cum. Vă și adunaserăți. Vai de la portar până la atacant. La noi nu putea să intre nimeni. Pe la noi, la sportul, la noi, au venit fotbaliști. Bun, dar nu puteam să intre nimeni. Am înțeles, da. La noi a venit Pap. Înainte să... Da, nu s-a adaptat. N-avea cum să se adapteze. Într-o săptămână l-am gonit, bă, țăranul, pleacă de aici. Băi, du-te, ieși, mă, n-auzi, ești nebun. A venit Gardoș. A plecat din cantonament. Mai cu mințel, mai... S-a pus să-și facă, să-și facă și băiatul masaj. După o săptămână de alergătură, l-am văzut pe masa de masaj. Băi, ridică-te, mă, de pe masă, ești nebun la cap. Ești, bă, de pe masa asta, ești nebun la cap. Păi cum să te pui pe masa tu de masaj? Ai o săptămână și vrei să te pui pe masa de masaj, ești nebun la cap. Stai să mai erai în cantonament, făcuse zeci de kilometri alergase, adică nu erai... Da. Toată lumea vrea să facă un masaj, nu? Da. Da, afară, de pe... Du-te, masă. Mă. Ieși, mă, ieși. A sunat, păi, și nu pot să stau aici, nu putem să facem. Nu băga nimeni în seamă. Nu vorbea cu nimeni. Nu eram. Nu putea nimeni să intre. Deci era gașca nebună. După săptămână a fugit. A venit la antrenament. Câți au venit pe acolo? Câți au trecut pe acolo? Mulți. Și ce spun acum, ce mi-aduc aminte, repede, pe viteză.
Budescu după 3 a venit să fac niște fărăcini la antrenament. Păi când i-am dat 2, i-am zis, băi, cum e 3? Du-te, frate, la petrolul, stai liniștit acolo. Ai venit o să ne vezi aici? Da, a fugit. După 3 antrenamente n-am mai venit. Semnase tot. Ei, sără, nu, mă las de fotbal, eu nu vin aici. Eu nu mai vin la petrol. Am trăit multe dacă băieții... Da, a zis, nu. A zis, nu se poate așa ceva. Da, dar voi juca și fotbal. Aici e tare. Eram prieteni. Știi? Că eram, degeaba, că poate să fie eram eu. Prieteni. Și în teren, acolo alergam unul pentru altul. Asta a făcut diferența acolo, știi? Că așa poți fi gașcă nebună în afară, dar asta să nu-ți iasă aici, retrogradezi exact. Și... Exact, știi ce zic? Adică da. Alergam unul pentru altul, țineam unul la altul, nu eram, bă, n-am greșit eu, a greșit ăla. Da, lasă-l prindă la echipă, pe ăsta. Să-l prindă, mă, știi? Da. Nu, bă, greșit ăla, haide, bă, repede, să-l ajutăm. De asta am și fost așa un grup. Și era greu să intre, dacă nu veneai direct cu miștoul și cu Caterinca și să fii băiat, nu puteai să intri la sport. Corect. Multe, multe. Acest ai prins echipa națională cu Modric și cu Rakitic, cu Croația, nu? Da, cu Croația, da. Am fost singurul jucător din divizia B convocat. Da. După vreo 17 ani, că mai fusese Romică Buia, mi se pare, când era pe la Baia Mare, prin... Nu știu. Și după, da, Romică Buia, și după aia ai venit tu la vreo 17 ani, din divizia B. Dă-i seama, tu ai debutat contra Rakitic și mulți alți jucători, dar Rakitic și cu Modric. Și unde au ajuns după aia fiecare? Și unde am ajuns eu? Bine, așa tu și cu... Glumesc. La VfB eram poartă Lehmann. Tu Lehmann i-ai dat gol. Da, Lehmann. Era și Marica. Da. Dar lui Lehmann i-ai dat gol. Da. Lehmann era în poartă. Fai de capul meu. Și cred că a fost primul gol Champions League, nu? Primul și cred că și între ultimile, că nu cred că să mai face vreodată ori zice, nu să mai ajungă. Da, niciodată, din păcat. Niciodată, din păcat. Dar asta îmi spuneai de multe, am multe să-ți povestesc de glumițe și ce făceam. Dar ție ți-au făcut? Adică ți-aduce aminte să fii... Că te prindeai, tu erai mai... La început, să zic la început, a fost o glumiță, era un... Mi-era mie teamă de unul de la sport, unul era plin de tatuaje, când am văzut eu 17 ani, mamă, și era plin. Da? Jucător la sport? Da. Nu prea juca el, dar mi-era frică când vedeam tatuajele alea. Mamă, zic, Doamne Dumnezeu, nici n-aș vrea să dau ochii cu ăsta. Și mă prietenisem atunci cu Secăreanu. Era un fundaș central, Secăreanu. Și mă prietenisem puțin cu el așa și zic, mamă, ce frică mi-e de ăsta, mă, hățești gura ta, când îl văd pe ăsta, mă... Zic, mă, că nu-i problemă, ești prietenul meu, zice Secăreanu, nu-i problemă. Zic, bă, mi-e frică rău de ăsta, frate. Dar zic, cine îl ține pe la echipă? Că e slab ca jucător. Zic, doar că e fioros el așa. Îl vedeam că e slăbuș, știi? Da, bă, e slab, zice și Secăreanu. El să mă tragă de limbă. După antrenament, eu dacă nu mă schimbam în vestiar, mă cheamă, știi? Bă, ia vină-mă în coa. Din camera alăturată. Din camera alăturată, știi? Și aveai și un singur cui. Trebuia să spui toate alea acolo. Da, frate, un singur cui. Bă, ia vină-mă în coa. Și în vestiar cu toți acolo. Ce zici, bă, de ăsta? Ce mi-ai zis astăzi? Tu îți dai seama când mi-a zis de ăsta, mă, că ți-ești gurat. Mamă, să cadă cerul. Ia, mai povestește odată. Zic, ce am zis, mă? Am zis că are tatuaje de alea multe, așa, cu tare. Nu, ce ai zis, mă, că e cel mai slab și că doar tatuajele îl fac fioros și cu tare. Băiat. Ce ai zis, bă, tu? Așa ai zis? Mă, ferească Dumnezeu. A pus puțină presiune pe mine, m-a băgat în colț acolo. Bă, nu, băi copile, a băgat mâna în mine. La mișto să fac da, Caterinca. Da, i-amureau. Leșinați, îți dai seama. Bă, te rog eu, iartă-mă, cu tare, te rog, scuză-mă. Asta a fost, cam asta a fost singura. Dar tu ai luat vreodată vreun jucător sub aripă, adică unul mai tinerel, că ai avut grijă de cineva? Vino, mă, copile, încoa cinstit. Da. Da? Mulți. Că pare greu de crezut așa pe... De la... Care e capitanul la Clinceni? Da? Da. Pe el l-ai luat? Exact, da. Pe el l-am luat de când a venit la sport, asta numai cu mine în cameră. Pe bune? Da. Și acum mi-aduc aminte. E clar, da, aici, da. Venise sărac. Da. Nu se trage într-o familie așa avută. Avea o pereche de adici, dar săracul... L-ai băgat în cameră din prima cu din tine? Din prima cu mine. Vino încoa, da. Un junior. Era junior atunci, bă, vreau să... Îmi iau un junior cu mine. Frumos asta. Vino încoa. Dar îi pusesești gând rău sau chiar voiai să... Nu, chiar vreau un junior. Vreau un junior. Zic, hai mă, să iau și un... Zic, un bă, și eu am crescut, fost, nimeni, și eu am fost. Dar pe tine cine te-a crescut?
Ai avut unul care să te crească. Mazilu și ei doi. Lazar, da. Deci ei doi sunt tări, părinții. Da, 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 da. Am da, înțeles. Da. Bun, și acum ai zis hai să-l ajuți tu pe ăsta. Și ai zis, bă, hai să iau unul cu mine. Și hai să iau cu mine unul. Păi și când a venit prima oară, bă, zic, tu vii cu mine în cameră. Mamă, tot era panicat, nu pot să cred. Mamă, l-a luat pe ăsta, gata. A zis, da, toți ăștia, mamă. Dar ai greșit, copilule. Aici s-a terminat. Nici n-ai început să termină. Nu-i suna telefonul. Stai seama, fricos, mamă, panicat. L-avea pe silent. Pe silent, tare. Băi, vorbește, bă, la telefon, ești nebun la cap. Fă ce vrei tu, i-am zis. Ce vrei tu. Dar zic, bă, la mine am câteva reguli în cameră. Vreau să fie curat, să deschidem da, geamul frumos, ne facem patul. Da. Cum e civilizat. Dușulețul, alea, avem ca grijă să fie bine. Și săracul avea o pereche de Adidas. Așa a venit o zi, două, trei, patru, cinci. Era negugul șobolanul. Mi-a zis, băi, după 3-4 zile nu mai ești la Adidas încă aici. Scoate-i afară. Scoate-i pe hol acolo, că e groasă treaba. Doamne, doamne, îi vorbea și foarte gros. Era... Da. Deci era tânăr. Tânăr. Da. Avea vreo 16 ani. Mamă, mamă. Gros, zici că avea 48 de ani. Și fumase toată viața. Doamne, doamne, am o pereche de Adidas. Băi, scoate-i că e groasă treaba. Nu mai putem să stăm în cameră. Supraviețuim. Ai înțeles? Da. Zic, când iei prima oară salariu, Adidas cumperi, nu-ți cumperi ghete, nu-ți cumperi nimic. Că n-avem cum să conviețim. N-avem cum să conviețim altfel cu metri, că e groasă. Murim asfixiați amândoi, ești nebun la cap. Și l-am învățat ușor, ușor, ia și un spreiuț, ia și un... Dă-i seama. De asta zic, pe el da, am luat da, cel mai da, mult sub, da, sub aripa da, mea. Și chiar unele meciuri l-am și băgat în echipă. Pe românește spun. Foarte tare. Deci l-am băgat, da, preferam foarte... să joc, el e fundaș central. Și la sportul câteodată îl băgam funda stânga doar ca să poată să prindă pentru că da. Să și ia și el un bănuț, că nu putea să joace funda central. N-avea unde să joace funda central și noi stăteam mai slăbuți la funda stânga. Și atunci, și mereu mă întrebau antrenorii: "Bă, cu cine te înțelegi bine pe bandă?" Da. Și eu zic: "Domne, mă înțeleg cel mai bine cu Patrick." Păi da, ăsta e fundaș central, la joacă, domne, și fundaș stânga. Pe... Mă înțeleg bine cu el, vorbim, comunicăm, tare. Și cred că ține minte și acum de câte ori l-am băgat înțeles, să joace și în meciuri bune și să-și ia un bănuț acolo, frumos să fie asta, și... Frumos. Din păcate, uite, 46 de minute, e greu de crezut. Vezi? S-a dus o repriză și vinerea mare. Da, de aceea mii de mulțumiri. Și eu mulțumesc. Ce-ți dorești, pe scurt? Să treacă pandemia, toată lumea își dorește. Și după aia... Te apuci de antrenorat? Nu, sunt prea mulți. Am înțeles. Unde mai... Și ce faci? Uite, vin aici cu tine. Am înțeles. O dată la 2-3 luni, 5 luni, când mă chem, cu mare drag. Să rămână. Mii de mulțumiri încă o dată. Să avem niște sărbători liniștite, că asta e cel mai important. Da? Mii de mulțumiri încă o dată. Dragi prieteni, nu uitați că avem concursul de pe as.ro. Așa cum ne-am obișnuit sau cum v-am obișnuit în fiecare zi de vineri, dăm premiu pentru botez, pentru botezul celor care au numit acest aparat oferit de prietenii noștri de la aloshop.ro. Ana Maria Popescu este câștigătoarea din această săptămână, din această zi de vineri, care a botezat aparatul Spaima Caloriilor. Vă rog să nu vă uitați la noi, așa s-a botezat aparatul Spaima Caloriilor. Dragi prieteni, concursul continuă, intrați pe as.ro, regulamentul, așa cum am spus, îl găsiți acolo. Totul este gratuit. Ceea ce aveți de făcut, găsiți de asemenea acolo. Prietenii noștri de la Aloshop vă oferă acest aparat. Cum spun eu, dacă nu slăbim, măcar să rămânem în greutatea din acest moment. Să aveți Paște cât mai liniștit, sărbători liniștite, să spunem nu droburilor, ca așa se zice în perioada asta, să spunem un nu hotărât droburilor. Luni nu lucrăm cu publicul, este închis. Marți, atenție mare de tot, un interviu senzațional realizat de colegul meu Silviu, 45 de minute repriză de fotbal cu Victor Pițu, în care se vorbește despre tot și despre toate. Noi ne revedem live miercuri la 10:30. Încă o dată toate cele bune, mii de mulțumit, la revedere! Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine! Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro!